obiectul pe care Loredana Groza îl are în propriul living. Dani Oțila a dat-o de gol. Ce are Loredana Groza în propria casă? Prezentatorul TV face dezvăluiri incredibile. Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre artistele consacrate din România. Melodiile ei au făcut și încă fac furori și ajung să bată recorduri muzicale și să doboare topuri. Nu este apreciată doar pentru talentul ei muzical, ci și pentru felul cum arată. Cântăreața este un exemplu pentru toate doamnele și domnișoarele din România, iar la vârsta ei arată cu mulți ani mai tânără. Dar ce face vedeta pentru a se întreține? Ei bine, Dani Oțila aruncă bomba și spune care este obiectul pe care Loredana Groza îl are în propria casă. Care este obiectul pe care Loredana Groza îl are în propriul living? Dani Oțil, dezvăluiri incendiare. Nu este niciun secret că Loredana Groza este printre puținele femei care nu țin cont de etichetele sociale și se dezbracă total de inhibiții. Acasă, artista are și o bară de streaptase, mai exact chiar în livingul locuinței. Chiar prezentatorul de la matinalul de pe Antena 1 a dat-o de gol. A zis Răzvan, într-un interviu, că el își aduce aminte că noi am stricat bara unui club de striptease. Eu nu mai țin minte, mi-a zis că eu am găsit clubul nu știu unde, că am fost acolo și i-am stricat bara. Bine. Era în bucătărie la cineva, nu era chiar club. Eu nu mai țin minte, a spus Mihai Bobonete în podcastul său, stârnind dezvăluirea. Dar tu ai fost cu noi, oare? Ah, ok, știi că Loredana Groza are bară de striptease în living. A dezvăluit Dani Oțil. Mihai Bobonete nu este foarte convins de dezvăluirea lui Dani Oțil. Comediantul spune că și el a fost invitat acasă la Loredana Groza, însă nu a văzut ca aceasta să aibă vreo bară de streaptase undeva prin casă. Mai mult, Mihai Bobonete spune că o va invita pe blondină la podcastul său și o va întreba cu privire la acest aspect. Mihai Bobonete: eu am fost de mai multe ori la ea acasă și nu am văzut-o. Poate are de-asta dese. Cum are magicianul baghetele? Dani Oțil: nu, este acolo. Tu ai fost când era în altă eră. Mihai Bobonete: nu, mă, nu. Acum, mai nou? Dani Oțil: da. Mihai Bobonete: nu îi permite religia,
că ea e la Hare Krishna și nu cred că îi permite religia cu bara de striptease. Dani Oțil. Băi, eu zic care. Mihai Bobonete. Băi, eu sunt curios. O să o am și pe ea invitată și o să o întreb, serios, dacă are și de unde știi tu. Dani Oțil. Altă întrebare. Mihai Bobonete. Păi vezi. A fost dialogul dintre cei doi.